Bună găsit, domnilor, domnilor! Astăzi, la prăzmirea Bobotezei, iată o sărbătoare foarte importantă de la finalul seriei sărbătorilor de iarnă, acestei serii, de fapt, care începe cu Sfântul Nicolae, continuă cu sărbătoarea Crăciunului, Anului Nou și, iată, se încheie cu praznicul Bobotezei și praznicul Domnului, care va avea loc mâine. Vom celebra mâine praznicul Botezului Domnului și celebrăm, de fapt, și Sfântul Ioan Botezătorul. Vorbim în seara aceasta despre aceste tradiții, despre modul în care noi creștinii ne adaptăm, suntem atașați de valorile creștinătății, de valorile bisericii, participăm în spațiul public, ne regăsim în comunitatea aceasta religioasă, prăzunim, celebrăm, mulți dintre noi poartă numele Sfântul Ioan Botezătorul, prenumele, de fapt, Ioan, Ioana, Ionica și toate derivatele acestui prenume. Și mai mult decât atât, reprezintă, de fapt, Sfântul Ioan, un al treilea sfânt după Iisus Hristos și Fecioara Maria. În ierarhie, aș putea spune, dacă nu, cumva nu greșesc, patristicii creștine și nu doar acelei românești. Pentru această dezbatere și pentru această seară și aceste teme am invitat aici în studio pe Ioan Dura, este profesor de teologie, este lector doctor și cadru didactic la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Ovidiu din Constanța, și pe Elena Harbur. Elena a mai fost prezent aici, este psihoterapeut și realizator TV. Elena ne va vorbi și despre partea aceasta, să spunem, emoțională din perspectiva mentalului colectiv. Mi se va alătura și doamna profesoară Marina Cabun din cadrul Facultății de Litere. Ne va vorbi despre civilizația populară, despre tradiții și despre obiceiuri la Bobotează și la Sfântul Ioan. Bun, la mulți ani în primul rând. Bine ați revenit. Ioan, bine ai revenit, Elena. Este prima dată când ne întâlnim în 2022 la televiziune și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și mă bucur să vorbim despre tradiții, despre sărbători și despre încheierea acestei serii de sărbători creștine pe care le celebrăm și pe care le-am întâmpinat cu bucurie. Cum ați petrecut, în primul rând, Ioan? Bună ziua și la mulți ani, în primul rând. Mulțumesc pentru invitație. Am petrecut în familie, în zona Bucovinei, de unde sunt deloc, dar am petrecut și cu prieteni aici, în Dobrogea. M-am metamorfozat, din punct de vedere social și cultural. La mulți ani și dumneavoastră și doamnei. Mulțumim frumos. Să avem un an, în vectorii normalității. Da. Că este necesar să ne reașezăm pe vectorul normalității, să fie un an cu realizări, un an efervescent din punct de vedere al împlinirilor existențiale. Și nu în ultimul rând țin să apreciez foarte mult și să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați oferit posibilitatea aceasta de a dialoga un teolog și un psihoterapeut împreună, în congruență, despre o temă care este foarte dezbătută și actuală. Astăzi și actuală. Da, sigur. O trăim, simțim de fapt în spațiul public toate aceste elemente. Bine ai venit și la mulți ani, Elena. Bine v-am regăsit la mulți ani. Într-adevăr, este o tematică extrem de importantă, atât din punctul de vedere al credinței, cât și al emoționalității. Sigur, da, al încălcăturii emoționale. Exact. Este o sărbătoare extrem de importantă, care încheie șirul sărbătorilor. A fost o perioadă care este foarte sărbătorită. Și foarte încărcată cu semnificații. De asemenea, este și așezată cumva ca o încheiere de ciclu, fiind la sfârșit de an și începutul noului an, și atunci are mai multe conotații, mai multă importanță, mai multă semnificație, însă e important că sunt pozitive toate, da, sunt și pozitive, sigur. Sunt intens hrănitoare. Da, foarte bine spus, punctat, da, sunt intens hrănitoare pentru că are alte perspective și din perspectivă sufletească și din perspectivă rațională, exact. Modul în care te relaxezi și simți comuniunea cu Sfinții și cu Dumnezeu și cu latul acesta creștină, până la urmă, mergând la slujbă, ajungi acolo în spațiul sacru al bisericii creștine. Exact. Și nu vorbim de biserică doar de încăpere, ci de biserică acolo unde e comuniunea. Ce înseamnă propriu-zis biserică? Păi este cumva sufletul. Sigur, sigur. Pentru că în multe comunități, spre exemplu, care au apă, au râuri, au lacuri sau Marea Neagră, comunitățile creștine se adună pe malul apei, pe malul lacurilor, al râurilor sau al mării,
Și slujbele se celebrează acolo, se săvârșesc, se acolo, pentru că e și această dimensiune a Sfințirii Apelor, da? Și chiar am citit despre această, aș putea spune, rețetă, bine, e impropriu spus, să-mi fie scuzată această afirmație, legată de binecuvântarea apelor și de sfințirea apelor, pentru că aghiazma mare nu mucegăiește, poate fi ținută într-un recipient ani de zile. Și practic ea nu se alterează, pentru că apa are microorganisme, apropo de biologia aceasta, și există chiar și experiențe făcute de-a lungul diferitelor, mă rog, procese și, evident, pentru cei sceptici, pentru cei care practic nu cred. Și culmea este cărți dedicate acestui tip de raportare, legată paralel de sfințirea apelor și de modul în care se produce mirul cu sfințire, cu rugăciune și cu compoziția din mai multe, aș spune așa, substanțe. Da, sărbătoarea botezului Domnului sau bobotează, cum e în cultura noastră populară, și mă bucur foarte mult că doamna Elena a precizat acest lucru, încheie ciclul sărbătorilor de iarnă, să spunem, Crăciunul, da, am început cu Crăciunul, dar practic deschide și noul an, da, noul an, da, sigur. Calendaristic. E o sărbătoare care a avut o importanță foarte mare în istoria creștinismului primar, pentru că în primele secole, după cum știm, sărbătoarea Crăciunului se celebra odată cu boboteaza, dar dincolo de acest fapt, boboteaza practic reiterează an de an o anumită experiență a omului, a umanității cu Divinul. Hristos merge, da, într-un mod legitim spre a fi botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul. Cerurile se deschid. Se deschid, da. Un eveniment pe care ar trebui să-l evaluăm în justa lui dimensiune. Și importanță. Și importanță și un eveniment real. Și Fiul este confirmat de prin vocea Tatălui, coborându-se Duhul Sfânt, fost sub chip de porumbel, asupra Lui. Acesta este Fiul meu într-un care am binevoit. Da. Practic, vedem o relație dintre divinitate și umanitate, o relație efectivă, o dimensiune relațională și experiențială a sacrului. Nu vorbim în creștinism despre un Dumnezeu absent, dincolo de ordinea aceasta, creaturii, imanentului, ci un Dumnezeu prezent cu noi și pentru noi. Și mai mult decât atât, boboteaza ne reafișează responsabilitatea față de natura în care noi trăim. Da, față de noi înșine, față de relația noi înșine, noastră cu cei din jurul nostru. Faptul că se sfințesc capele, cum se spune, și în mod real se întâmplă acest lucru. Sfințirea apelor înseamnă o valorizare a creaturii, a ordinii create, a materialului. Nu cum așa se spune că, din punct de vedere creștin, există o dualitate sau există o contrarietate între spirit și materie. Da. Nu. Creatura este evaluată, este apreciată, este valorizată tocmai prin această sfințire, această împărtășire de energie a Harului în sfera materială. Ceea ce mi se pare foarte interesant și este o particularitate a religiei creștine, această conexiune directă prin invocarea unor rugăciuni și transformarea materiei, substanței materiei, într-un alt tip de materie, pneumatizată, cum spunem noi, într-o ordine teologică. Vorbeam mai devreme, Elena, de încărcătura simbolică și sentimentală. Bine, o încărcătură care se simte și la nivel cognitiv, pentru că noi percepem cu simțul conștientizarea a ceea ce noi suntem și ceea ce este în jurul nostru. Și știu că voi, psihoterapeuți în general, plecați și de la această perspectivă, această latură apropierii unui pacient al vostru, să spunem așa, de latura aceasta creștină, de echilibru, pentru că, apropo de perspectiva noastră, să spunem, de modul în care privim lumea, noi putem să fim, de fapt, tulburați de foarte multe ori de ce vedem în jurul nostru sau, din potrivă, să fim relaxați în funcție de ceea ce întâlnim, în funcție de oamenii cu care ne întâlnim, în funcție de starea pe care o avem. Are rolul această sărbătoare, de fapt, să liniștească pe
individ în general și să liniștească comunitatea, în sensul că ne apropiem, trecem de sărbătoare, participăm la actul acesta al Sfințirii Apelor, mergem acasă cu o gheazmă mare pe care o consumăm mai multe zile și aici o să ne spune mai târziu Ioan ce reprezintă. Este o conotație amplă pentru că credința întotdeauna a fost un pilon foarte important, un pilon hrănitor de stabilitate și siguranță în mod special, atât în zona de patologie, în zona de boală psihică, cât și în normalitate. Cumva, partea de credință ajută în ambele variante. Fie că avem o cogniție sănătoasă, cum spuneai mai devreme, și suntem conștienți de ce este în jurul nostru. Adică percepem realul așa cum este. Percepem realul așa cum este și ne raportăm la real în ideea în care, primind credința și creștinătatea în noi ca și modalitate de exprimare, avem niște norme, niște cutume la care ne raportăm și ne simțim bine cu noi înșine că facem asta. Suntem oameni buni, oameni credincioși. Sau suntem îndemnați să fim buni, să devenim sau mai buni, să fim mai îngăduitori. Exact, iar perioada sărbătorilor este un moment extrem de important în care ne readucem aminte și ne reconectăm, cum spunea și invitatul dumneavoastră, ne reconectăm și scoatem tot ce e mai bun din noi. Și ne recuplăm cumva la natura noastră bună, pozitivă, la spiritul nostru pur, cum ar veni. Pe de altă parte, în patologie, chiar dacă nu există o conștientizare clară a realității, un contact clar cu realitatea, credința, divinitatea, sunt de mare ajutor că sunt suport. Se agață de credință, se agață de ceea ce înseamnă Dumnezeu și se reconectează la realitate. De asta am spus că avem o conexiune amplă în zona asta, pentru că indiferent cum ar fi omul în momentul în care are un contact mai mult sau mai puternic cu divinitatea, cu ceea ce înseamnă sărbătoarea și ceea ce înseamnă creștinismul, într-adevăr se produce o reașezare, o reechilibrare, pentru că ăsta este scopul până la urmă. Sigur că da. Apropo de echilibru, de emisiune pe care tu o modelezi și o produci, foarte interesantă de la fel și audiată. Ioan, se spune că bei timp de 7 zile, dacă nu greșesc, numărul... Da, 7 sau 8 zile, depinde de zone, din România. Numărul zilelor dimineața, se bea câte o gură de aghiazmă. Care este rolul ei, de fapt? E pentru relaxarea aceasta, să spunem, a psihicului nostru sau e, de fapt, până la urmă, un fel de practică creștină care are drept simbol, prin sfințirea aghiazmei, să ne sfințească și pe noi, în sensul acesta... pozitiv, în sensul în care suntem chemați să ne curățim, spune mai devreme Elena, că trebuie să fim mai buni, sau cel puțin suntem îndemnați. Mă plăcea foarte mult ce a punctat doamna Elena, această conformitate în timp de sărbătoare cu tine însuți și cu natura. Practic, aceasta este și esența religiei creștine. Dacă ar fi să scăpăm de toate delimitările de factoră ideologică, iar abia aghiazmă, care nu e o simplă apă. Dacă întrebați teologul din mine, vă voi spune că nu este o simplă apă. Este o apă care are un anumit tip de energie. Energia Harului Divin. Sigur. În care eu cred în aceste lucruri, pentru că mi s-au confirmat în viață. Sunt legitime pentru mine. Bând în fiecare dimineață, pe stomacul gol, nemâncat, practic este un proces de purificare. De purificare. De purificare și fiziologică, corporală, dar și mentală. Pentru că în creștinism nu facem disociere între mental și între somatic și psihic. Această practică de a bea din aghiazmă, care, repet, e un alt tip de materie pneumatizată, ajută foarte mult. Ajută foarte mult pentru că te echilibrează și îți intensifică tocmai elementul credinței despre care a menționat doamna psihoterapeut, elementul credinței că ceea ce faci este bine pentru tine, este bine pentru celălalt și este bine și în ansamblul comunității. Acum că mai există această practică a sfințirii apelor, de unii cumva, zic eu așa, blamate, cum să sfințești niște râuri sau niște ape curgătoare, păi creștinismul ca religie are o dimensiune universalistă, să zic așa. Nu vizează doar o cană sau un butoi sau
da, sau un grup sau un localitate. Recipient cu apă sau o localitate se adresează întregii umanități din totdeauna și se adresează creaturii în complexitatea ei. Creștinismul evaluează și valorizează această dimensiune a materialului. Și componenta, de fapt, spirituală, pentru că ele se suprapun. Absolut. Sunt una în cealaltă introduse. Da, vedem de foarte multe ori, dincolo de această, să spunem, acest îndemn în care se spune să stăm ordonați, să fim într-o anumită măsură evlavioși, să nu ne înghesuim, vedem nu doar aici la Constanța, ci în foarte multe locuri, oameni care se duc așa cu hoi unii peste alții să poată să ia apă, deși apa e pentru toată lumea, apa sfințită, apropo, aghiazmă. Ce se întâmplă cu noi acolo? De ce reacționăm așa? Și nu doar în nu cazul doar acesta, ci în foarte multe cazuri, când e vorba de multă populație, multă lume. Da, este vorba cumva despre acea disperare de a nu pierde. Am înțeles. Care ne domină, dar e aproape lumea necontrolabilă. Da, și mai ales în zone de aglomerare, când sunt mulți oameni la un loc, există cumva frica asta, nu o să mai îmi rămână mie nimic, trebuie să acționez. Deși se spune acționez. Că e toată lumea. Deci nu credem, da? Nu credem cineva, dar dacă nu pentru toată lumea, dacă cumva ne minte cineva. Da, neîncrederea aceasta este cea care susține un comportament de genul îngrămădit acolo, da. Să fim siguri. Pe de altă parte, mai este și o anume modalitate de autopedepsire, pentru că toată lumea știe că a respectat mai mult sau mai puțin ritualurile și atunci asta este cumva ultima șansă. Dacă nu am făcut până acum și nu am făcut tot ce trebuie, noi păcătoși și Tăi, Doamne, măcar acum să încercăm un pic să ne salvăm. Sigur, sigur. Da, este un fel, de auto... Chiar și cei care nu țin post, chiar și cei care nu respectă toate tradițiile, sunt acolo știu să că ia sunt apă. Acolo. Da. Asta este foarte interesant. Da. Sunt oameni care nu neapărat cred în Dumnezeu, poate. Cred că ține de un mental, de un ritual care se perpetuează în conștiința noastră, generație de generație. Noi românii creștem cu aceste ritualuri, cu aceste mituri și cu aceste valori. Desigur, dacă e să sondăm în spiritualitatea folclorului românesc, găsim o multitudine de practici de care nu sunt păgâne. Mie nu-mi place cuvântul păgân. Da, are un sens peorativ și nu-l uzitez deloc. Da, are sens peorativ aici. Poate avea un sens peorativ. Sunt precreștine. Da, pe care creștinismul le-a preluat. Sigur. A suprapus anumite practici sigur, și sărbători. Mai vorbeam într-o emisiune precedentă. Creștinismul nu a avut un efect de buldozer, să uniformizeze fiecare cultură, ci a valorizat fiecare cultură pe elementele ei identitare. Și datorită creștinismului, foarte multe elemente care țin astăzi de spiritualitatea românului s-au perpetuat din generație în generație, datorită practicii creștine, sigur. Da. De fapt, noi suntem produsul la ceea ce primim din perspectiva educației. Și în societatea românească, deși, spunem, teologia sau religia nu reprezintă valori diseminate obligatoriu, ele sunt adiacente, sunt incluse în setul de valori educaționale ale noastre și în formal la școală, pentru că se studiază religia ca disciplină de studiu, dar și informal, acasă, da? Cu bunica, cu străbunica, cu mama, cu mătușa mea, cu copiii de pe stradă, pentru că există și un formalism, să spunem așa, colindul, spre exemplu, care ține de un tip de, să spunem, celebrare a unei sărbători. E asociat automat cu sărbătoare, bobotează, care presupune, de fapt, un tip de ritual. Prezent, te duci la biserică, dar nu la biserică, te duci la malul lacului sau apei unde se face sfințirea. Se aruncă cei care sunt flăcăi și sunt sănătoși în apă să scoată crucea, pentru că o aruncă un preot sau un ierarh, o aruncă în apă. De ce? Pentru că acea cruce are puterea aceea și prin rugăciune despre care vorbeam. De a transforma apa în un alt tip de materie și de a purifica, pentru că apa este folosită în toate culturile lumii antice sau actuale. Propuneam aceste două teme legate de educația. Noi suntem produs educației pe care o primim, de fapt, și aproape că mimetic preluăm, fără să ne dăm seama, anumite
elemente care țin de cultura creștină și de practicile creștine și, pe de altă parte, tot prin educație ne includem, de fapt, un set de valori, anumite standarde. Nu e bine să îl bârfești pe nu știu cine, nu e bine să furi de la cel care îți este aproape, de la aproapele tău, apropo. Da? Nu este bine să îl vorbești de rău pe prietenul tău sau pe altcineva. Și toate aceste valori, care sunt practic incluse în setul educațional, ne modelează pe noi, de fapt, ne modelează și ne dezvoltă. Și atunci propun ca să luăm acum o scurtă pauză înainte de a răspunde, pentru că vreau să vă las să vorbiți în voie, în primul rând, să nu vă întrerup pentru că trebuie să luăm pauză, astfel încât să explicăm și partea aceasta, să spunem, de simbolistică teologică și modul în care se raportează o parte importantă a populației, deși puțin știu simbolistica, dacă i-ai întreba. Da. Și pe altă parte, Elena, legat de psihologia socială și de psihologia sau de mentalul colectiv, modul în care se vede educația pe care noi o primim în toate faptele noastre cotidiene, nu doar... Sigur. Apropo de ce spuneai de zilele faste sau de zilele în care, mă rog, suntem motivați să fim mai buni, să fim mai îngătuitori și mai deschiși. Luăm o scurtă pauză și vreau după aceea să revenim cu discuția noastră. Doamnelor, domnilor, revenim în câteva minute cu invitații mei de astăzi. Rămâneți alături de noi! Am revenit, doamnelor, domnilor, în partea a doua. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele Paritura TV, reamintesc, invitații sunt Elena Harbur, psihoterapeut și realizator de emisiuni, și Ioan Dura, profesor de teologie, lector doctor în cadrul Facultății de Teologie a Universității din Constanța. Vă rugam, de fapt, să luăm o pauză și să vă las să vă desfășurați. Elena, vorbeam de valorile educaționale și de relaționarea aceasta pedepsei și acolo recompensei în tot ce facem noi, de fapt, încă de când suntem mici. Și evident că în setul acesta sunt incluse și valorile religioase. Categoric. Începând de la căsătorie, sarcină, naștere, pentru că vorbim de educație, ceea ce implementează părinții și bunicii copiilor, toate sunt supuse ritualurilor creștinești. Astfel, credința are un rol aparte, dar un rol esențial. Ne bazăm pe credință de la început. Mm-hmm. Nu suntem căsătoriți dacă nu facem cununia religioasă. Chiar dacă avem actele, nu este actul plin. Da, binecuvântarea. Nu e binecuvântarea, da. Așa. La fel, nașterea are ritualurile ei, chiar și citirile de după perioada de leuzie și botezul copilului. Toate acestea pornesc în spiritul creștinătății, al credinței, și sunt îndoctrinate în experiența de viață a copilului încă de la început. Că se predă în școală sau nu se predă în școală, are importanță, dar nu esențială, pentru că educația se dă acasă și cea mai mare educație sau partea primară a educației, valorile primare în ceea ce ține de credință și de modalitatea în care copilul percepe credința și rolul ei în viața lui personală, pornește din familie, din primii ani de copilărie. De asemenea, aici depinde foarte mult cum au înțeles adulții credința și ce fac propriu-zis cu ea, cum o practică și cum o transmit mai departe, că poate să aibă un rol pozitiv sau poate să aibă un rol de pedeapsă. Ai grijă să nu faci cu tare lucru, că te pedepsește Dumnezeu. Ori este total eronat punctul acesta de vedere, pentru că în sine credința și creștinismul înseamnă iubire, înseamnă împărtășire, înseamnă a te lăsa pe tine deoparte, pe loc secundar, ca să-i ajuți și să fii cu ceilalți. Da, să fie o binecuvântare pentru ceilalți, în sensul bun, în sensul unui cuvânt spus, exact, în sensul unei fapte pe care o faci, în sensul solidarității față de acea persoană, da, pentru în sensul echilibrului emoțional.
Absolut. Echilibrul emoțional, pentru că toate pulsiunile și toate tendințele agresive pe care le avem ca și natură umană specifică sunt ponderate prin această latură pozitivă a iubirii, pentru că nu doar îi dai celuilalt, dar și celălalt la rândul lui îți va da ție. Da, pentru că din ce ofer se spune, din dar, vei primi un dar și se amplifică acel dar. Da, și darul e într-o multiplă, să spunem, dispersie, evoluție. Fel și fel de forme. Absolut, pentru că a fi bun nu înseamnă să te trezești de sărbători, să faci o faptă bună, că ai citit undeva, că e o ocazie specială. Și să fie în fiecare zi. Da, și să fie în fiecare zi, dar a fi bun înseamnă să fii bun și cu tine și cu ceilalți și să încerci mai mult să fii pentru ceilalți decât în zona egoistă de combatere, combativitate și control și de tot. De fapt, aici este mai degrabă un tip de ripostă față de ceilalți, o competiție în a demonstra că valorile tale sunt mai importante decât valorile celorlalți. Și creștinismul tocmai asta învață, că nu ești mai important ca ceilalți și nici ceilalți nu sunt mai importanți ca tine. Da, și toți suntem aproape la fel. Da, din punctul de vedere al spiritualității și al emoțiilor, suntem la fel. Sigur că ceea ce facem ne diferențiază. Și ceea ce gândim, de fapt, că diferența între noi rezidă în gândire, în perspectivele. Și ce alegem să gândim. Ce alegem să... Da, și asta e foarte important. E perfect adevărat ce spui. Ioan, legat de perspectiva prezentată de Elena aici... Și cu admirație am ascultat lecția de teologie prezentată de doamna Elena. Da, subscriu într-o totul opiniilor dumneaei. Creștinismul propune o rețetă, dacă vrem, o rețetă a responsabilității și a iubirii. O responsabilitate față de mine însumi. Da. Și dacă am o responsabilitate față de mine însumi în această întregire spirituală a sinelui meu, din punct de vedere existențial, voi avea și o bună relaționare și voi avea o bună responsabilitate și față de celălalt. Pentru că, din punct de vedere religios, eu, ca și creștin, nu sunt de unul singur. Sunt în relație cu celălalt, cu altcineva, cu toți ceilalți și toți ceilalți sunt în relație cu mine. Pe de altă parte, am apreciat foarte mult această miză pe problematica credinței. Credința, da, e nevoia de certitudine. Pentru noi creștinii, Hristos este certitudinea. Este o certitudine care ne invită, prin libertate, care nu se impune. Da. Se oferă. Se propune, tocmai în exercițiul libertății noastre, de a răspunde acestei certitudini. Uite, vrei să crezi în mine? Acesta îți va fi destinul în viața, aceasta și în viața viitoare. Acum, problema aceasta a pedepsei, nici eu nu subscriu că creștinismul trebuie redus la această manieră cumva habotnică a dualității cum dintre bine și rău. Cum se înțelege, Dumnezeul creștinilor nu este un Dumnezeu terorist, nu este un Dumnezeu arbitrar, un Dumnezeu dictator care te penalizează, care te pedepsește pentru o greșeală, pentru un păcat. Depinde cum cuantificăm păcatul. Nu, Dumnezeu te vrea să te edifici tu, să te valorizezi, să te dezvolți din punct de vedere spiritual, din punct de vedere societal, din punct de vedere cultural și religios, până la măsura bărbatului desăvârșit, cum se spune sau femeie desăvârșită. Sau femeie desăvârșită. Bărbatul aici e un termen antropos, care practic e omul desăvârșit. Da, creștinismul nu propune rețete de radicalizare, cum fals se înțelege astăzi. Creștinismul te deschide spre celălalt și drept dovadă sărbătoarea Bobotezei ne readuce aminte de acest Dumnezeu care vine pentru noi, s-a născut pentru noi, trăiește pentru noi, moare pentru noi, înviază pentru noi și se înalță pentru noi. Atât de important este omul. Da, și de fapt fiul pe care l-a dat lumii Dumnezeu și și întreg registrul spiritualității creștine vizează tocmai această minimizare a egoului. Dacă e să citim într-o altă cheie învățăturile Mântuitorului Hristos, vom vedea că ele sunt focusate pe minimizarea egoului. Și minimizăm egoul și cu cât minimizăm egoul, cu atât amplificăm, intensificăm iubirea, agapeul
față de ceilalți, față de aproapele nostru. Foarte frumos spus și foarte special, în sensul că ați suprapus deopotrivă latura umană, socială, cea, să spunem, a societății, care practic nu e aparat ideologizată și indoctrinată, și suprapunerea cu, dacă se poate spune așa, latura pozitivă a teologiei și a religiei și înțelesul acela non-dogmatic, o să spunem așa. Avem la telefon pe doamna profesoară Marina Cabun. Bună ziua, ne auziți? Bună ziua, încet, dar vă aud. Salut, Mâna, mulțumim frumos că ați intrat cu noi, la mulți ani și dumneavoastră, în primul rând. Mulțumesc asemenea. Vorbim aici cu invitații mei, Ioan Dura și Rena Harbur, despre semnificația bobotezei, despre reprezentarea la nivelul teologic și la nivelul mentalului colectiv. Vreau să ne vorbiți, pentru că dumneavoastră știu că sunteți cercetătoare și profesoară de cultură și viață românească, și în această perspectivă aș vrea să ne vorbiți puțin despre tradiții și obiceiuri legate de bobotează, modul în care percep comunitățile rurale, în general cele tradiționale, acest sfârșit, de fapt, al seriei de sărbători creștine. Sigur că da, dincolo de semnificația religioasă, pe care sunt sigură că ați dezvoltat-o împreună cu invitații dumneavoastră preoți, trebuie spus că acestei mari sărbători îi se asociază și o serie de superstiții, credințe, practici magice, inclusiv se colindă de bobotează. Câmpurile semantice importante ale acestei sărbători rămân purificarea apei, deci câmpul acvatic, și sigur că apele se sfințesc și se purifică de bobotează, asta este principala operațiune magică și religioasă în același timp. Pe de altă parte, sigur că apa trimite spre ideea de curățare, purificare, transformare, bine să zic chiar alchimică. Și sigur că ei s-au asociat o serie de practici de purificare, de însănătoșire, de înfrumusețare, da? Deci de îmbunătățire în sens general. Sigur că multe dintre obiceiurile practicate, ca la toate sărbătorile de fete și flăcăi, se referă la căsătorie, și este știut că între Crăciun și bobotează este o perioadă în care se face, se practică pețitul, iar între bobotează și săptămâna albă urmează nunțile. De aceea fetele fac de dragoste și de ursită în perioada asta, în preziua bobotezei, în noaptea dinspre bobotează, își pun supernă, busuioc și altfel de plante magice pentru a-și visa ursitul, se privesc în oglindă și, mă rog, de acolo trebuie să vină o sugestie în legătură cu viitorul. Dintre textele salvate de uitare în secolul XIX de către Simeon Flora Marian, care începe ciclul Sărbătorile la români, pe care îl va termina Teodor Pamphilă, aș menționa un descântec, pentru că, iată, se colindă, se descântă, deci se apelează la forme de poezie magice. Descântece prin care fetele, sigur, vor să fie mai văzute, mai frumoase. Și foarte interesant, pentru că am tot vorbit de suprapunerea culturalului, magicului și religiosului, Maica Domnului este nelipsită ca factor purificator din aceste... În toată această, să spunem, tot acest parcurs, în setul, să spunem, de personaje creștine. Sigur că da, dar mai cu seamă Maica Domnului. Mai mult, fata care se autodescântă începe prin a invoca închinatul, purificarea, pregătirea pentru sărbătoare, și dacă îmi dai voi, aș cita câteva. Da, vă rog frumos, doamna profesoară. Dimineața m-am sculat, pe obrască m-am spălat, la biserică m-am gătat, la icoane m-am închinat, lui Dumnezeu m-am rugat, iar după ce m-am rugat, la biserică am plecat, până nu era popa în altar, nici pasărea sculată din cuibar, pe bură nescuturată și pe cale necălcată, cum am mers și cum am dus la biserică, am ajuns la biserică, am intrat la icoane, m-am închinat. Bărbații cum m-au zărit, unul altul ochit, femeile socotit, toți de mine rău ogrăit. Eu tare că m-am scârbit și de acolo am ieșit, jeluindu-mă și văietându-mă,
Nimeni nu m-a auzit, nimeni nu m-a văzut, numai Maica Domnului sus din poarta cerului. Și evident că intervenția Maicii Domnului este una benefică. Taci, nu te cânta, nu te văieta, că eu te-o lua în apa lui Iordan, te-o spăla cu cămășe de dragoste, te-o îmbrăca cu brâu de dragoste, te-o încinge, coroană de aur în cap ți-o-i pune, mândru mi te voi clăti, mândru te voi limpezi, ca argintul strecurat, ca maica ce te-a dat, ca soarele în răsare, ca busuiocul cu floare. Deci iată ideea de purificare, de curățare, neapărat în apa Iordanului, este extrem de prețioasă aici. Și Maica Domnului, ca spirit și, să spunem, entitate creștină, în sens pozitiv, salvatoare și binefăcătoare tuturor femeilor și binefăcătoare și în același timp aducătoare de dragoste, de dragoste, pentru că sigur, așa cum spuneau mai devreme invitații dumneavoastră, creștinismul este în primul rând despre iubirea de dumnezeire și de aproape. Și de aproapele, da, sigur că da, sigur că da. O ultimă întrebare, dacă în anumite zone etnografice sunt practici ale locului și modul în care acestea se celebrează sau practic sunt ritualizate în anumite părți, să spunem, ale zilei? Categoric există o variație regională a credințelor și practicilor. De pildă, în unele părți ale Bucovinei, în ajunul Bobotezei, fetele se scoală, se spală, se roagă lui Dumnezeu și vin pe furiș luând o plăcintă de pe masă pe care o ascund sub fața de masă. După ce vine preotul, și e foarte important acest moment al prezenței preotului care botează creștinii și casele, da? După ce merge preotul, ia plăcinta de sub fața mesei și o ține ascunsă până seara. Seara o mănâncă fără să bea apă și apoi se culcă. Și cine îi aduce în somn apă să bea este ursitul. Sunt practici foarte multe regionale. În alte părți se face un omușor de ceară cu chipul celui la care fata visează, da, și se pune lângă sobă pentru că așa cum se topește ceara să se topească de dragul ei flăcăul respectiv. Sunt foarte multe practici. Și da, într-adevăr, de bobotează se încheie ciclul celor 12 zile de sărbători, se încheie obiceiurile de iarnă, colinda, irozii și toate celelalte, dar ceea ce aș mai vrea să menționez sunt legendele care asociază acest moment al bobotezei cu istoria arhaica afacerii din Biblie. Se spune că odată cu botezarea lui Iisus de către Ioan Botezătorul, practic pactul faustic făcut între Adam și diavol pentru a-i permite să lucreze pământul din afara raiului pe care diavolul îl revendică, și sigur că asta se leagă de acele povești cosmogonice în care fârtatul îl trimite pe nefârtat să aducă apă din fundul, să aducă nisip din fundul apei să facă pământul. E bine, toate aceste legende spun că în momentul în care Ioan Botezătorul, înainte mărturisitorul Domnului, îl botează pe Iisus, acest pact faustic dintre Adam și diavol, care ne privește pe noi toți urmașii lui Adam, se destramă. Și este una din explicațiile pentru care apa Iordanului este roșie, pentru că, de fapt, ceea ce o roșește este topirea acelei cărămizi pe care s-a semnat pactul faustic. Deci e o sărbătoare extrem de importantă pentru binele individual și colectiv. Sigur că da. Vă mulțumim foarte mult pentru excelentele comentarii și pentru modul în care ați adus în prim plan aceste tradiții și obiceiuri pe care puțin dintre noi le cunosc. Trecerea timpului, știți că estompează de fapt importanța. Sigur, și eu le cunosc din cărți, pentru că n-am avut privilegiul să cresc într-o comunitate rurală în care să le văd practicate, deci numai prin cercetare mai putem ajunge la ele. Da, și dumneavoastră sunteți un caz fericit pentru că vă ocupați de cercetarea acestor practici. Mulți dintre noi nici măcar atât nu facem, nu ne ocupăm de cercetare și atunci
Rolul dumneavoastră este acela de a putea edifica și de a putea vorbi despre aceste tradiții. Vă mulțumim foarte mult. Dacă activăm funcția mass mediei de recuperare a patrimoniului, atunci sigur că putem să mai amintim. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost în legătură cu noi și încă o dată la mulți ani. Cu mare drag, un an prielnic tuturor. Mulțumim și noi. Iată, doamna profesoară a explicat și a exemplificat foarte amănunțit întregul set și întreaga, dacă se poate spune așa, tradiție, de fapt, străveche în aceste culturi. Eu am crescut la țară, dar practic aceste reprezentări erau mai puțin întâlnite pentru că țin de fapt și de o zonă care, sau mai multe zone unde practicile acestea sunt la ele acasă. Dobrogea de fapt e un amestec de influențe. E o cultură de dată mai nouă și recentă și atunci se suprapun aceste practici până când se pierd, se stompează. Elena, apropo de ursit, apropo de iubit, apropo de partea aceasta a atașamentului față de aproapele și față de ideea de iubire din creștinism. Vorba doamna profesoară, modul în care ceara se pune tocmai pentru... Dacă te uiți un pic, da, curiozitate așa, ce înseamnă ritualurile din diverse sărbători, aproape toate au partea de ursit și de dragoste și de cuplu, de partener. De cuplu, da, de ideea de căsătorie și de întemeiere a familiei, că până la urmă este vorba despre binecuvântarea pentru procreere. Da, da, sigur. Ceea ce este un lucru extrem de important și care a ajutat foarte mult în evoluție. Da, în evoluția umanității, evident. Da, este totul legat despre iubire, despre parteneriat, nu doar atât ca și constrângerea normei sociale, da, că trebuie să existe o modalitate în care copiii să știe ai cui sunt și să aibă, da, o creștere armonioasă, da, într-o familie. Da, și o creștere totodată armonioasă, pentru că ei asociindu-se și fiind dați de Dumnezeu să fie, da, împreună, clar și transmiteau asta mai departe, iar copiii erau crescuți într-un mediu sigur, aparțineau unei familii. Acum, desigur, există tot felul de variații care nu se potrivesc, însă ritualurile acestea pentru asta sunt. Femeile erau pregătite să fie neveste, mame și să-și, da, facă rolul de gospodină, să-și facă rolul de conținător, da, pentru, da, că femeia este cea care conține familia propriu zis. Și se spune că de fapt ea este capul casei, stâlpul casei de fapt pe care se sprijină de fapt întreaga familie. E cea care stăpână acasă până la urmă, pentru că de maternitate ține de fapt și ordinea casei, ține și educația primară a copiilor, ține și ritualul acesta sau sensul ritualic al tuturor acțiunilor și evenimentelor. Tocmai de asta și Fecioara Maria este cea care binecuvântează, da, da, mai, da, departe. Sigur că da. Luăm o scurtă pauză, finalizăm partea a doua și revenim în partea a treia cu discuția. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi, revenim în a treia parte cu invitații mei. Am revenit, doamnelor, domnilor, în cea de-a treia parte a ediției de astăzi a Radiografiei Zilei. Vă reamintesc, invitații sunt Elena Harbur, psihoterapeut și realizator de emisiuni TV, și Ioan Dura, este cadru didactic la Facultatea de Teologie din cadrul Universității din Constanța, lector, doctor și teolog. Vorbim despre Bobotează, despre prăzuirea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorile din... de la sfârșitul seriei, să spunem așa, de sărbători ale iernii. Vă rog să luăm o pauză și acum vreau să încep cu dumneavoastră. Reprezentarea Sfântului Ioan, de fapt, practic purtați și numele, patronimic, la, da, mulți ani pentru mine. Vă mulțumesc și răspund cu același, da, gând bun și față de dumneavoastră. Salut, mâna, mulțumim frumos.
Sfântul Ioan, de fapt, care îl botează pe Mântuitor, e de fapt și un tropar al botezului Domnului. În Iordan, când botezul Doamne, închinarea treimii s-a arătat, iar Duhul Sfânt în chip de porumbel, adică că apare Duhul Sfânt sub forma porumbelului deasupra Iordanului. Sunt reprezentări foarte diverse și practic extrem de bine raportate ale botezului, da? Pentru că deși Mântuitorul se lasă să fie botezat, Sfântul Ioan spune că de fapt nu este vrednic, da, să lege nici măcar nojițele de la încălțăminte, adică da, șireturile, dar uite să-l boteze. Și atunci, prin învestirea cu această sacralitate și cu importanța, de fapt, pe care Sfântul Ioan o dobândește, îl botează. E o semnificație foarte specială. Și foarte specială, da, și pentru teologia bisericii și pentru practica cotidiană a bisericii creștine, Sfântul Ioan Botezătorul are un loc bine stabilit în cultul bisericii. De ce? Pentru că el, practic, face conexiunea dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Da. Operează o schimbare de paradigmă. O schimbare de paradigmă care a scandalizat politicul de atunci, fapt care a dus la martiriul său, da, da, Roman, de către Irod, fiul lui Irod cel Mare. Sfântul Ioan Botezătorul intersectează aceste două mentalități. Mentalitatea iudaică și mentalitatea creștină, da, care urma să devină creștină. În limba ebraică Ioan înseamnă Dumnezeu a avut milă, da, și într-adevăr Dumnezeu a avut milă pentru că el s-a născut din niște părinți foarte înaintați în vârstă. Foarte bătrân, da. Sfânta Scriptură menționează faptul că mama sa Elisabeta era stearpă și nu putea să nască. Tatăl la fel era preot la templu din Ierusalim și era foarte înaintat în vârstă și în mod miraculos el s-a născut. Acum să nu credem că Dumnezeu operează față de oameni într-un mod arbitrar, în sensul că își predestinează anumiți oameni ca să fie niște mesageri ai lui. Nu, sub nicio formă. Fiecare persoană, indiferent cine este, are libertatea integrală de a decide intențional spre ceea ce vrea să devină. Sfântul Ioan Gură de Aur este important pentru că el practică prin acea proclamare constantă și presantă, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția, da, celor, împărăția celor, da, a pregătit comunitatea locului, pe oamenii din acele locuri, din Iudeea, chiar și din Galileea, să primească pe Mesia. Acum că nu toți evreii l-au receptat ca fiind Mesia, e o altă discuție. Este o altă discuție. Sigur, dar oamenii, mulți, foarte mulți oameni, o comunitate foarte mare pentru acel timp, a fost pregătită de către Ioan, fapt pentru care se numește înainte mergător, să-L recepteze pe Mântuitorul, pe Iisus, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca fiind Mesia. Acum, desigur, noi îl gândim pe Mântuitorul ca fiind Fiul lui Dumnezeu acum, dar în momentul în care El s-a născut, modul în care a trăit într-o logică simplitate, da, într-o logică a obișnuinței prin care el nu se evidenția. De asta există mai multe voci, cum că povestea, narațiunea aceasta a Mântuitorului Hristos ar fi fost inventată. Nu, sunt și probe istorice. Păi nu, dar știința demonstrează că Biblia are dreptate. A demonstrat de fapt, istoric, da, realitatea istorică a Mântuitorului Hristos. Lanțul evenimențial pe care sigur prezintă, da, Sfânta Scriptură și tradiția în general, o regăsim de fapt și în filocalie și în viețile sfinților. Absolut, sigur că da. Și consemnate anumite evenimente în scrierile vremii, da, care nu erau teologice, erau de fapt administrative, apropo de puterea absolut romană. Absolut, sigur. Plus, în altor de idei, Sfântul Ioan Botezătorul a reprezentat și un anumit tipar uman. Cred că ceea ce l-a caracterizat a fost curajul, și asumarea. Da. Sigur. Ducea o viață de pustnic, da, era îmbrăcat într-o haină din piele, da, de cămilă, încingătoare de piele și se hrănea cu ce? Cu lăcuste și miere, și cu miere sălbatică. Sigur. Miere sălbatică. Reale, sunt și astăzi pustnici care au un asemenea tip de viață auster, nu în sensul că își neagă existența, că neagă existența sau că neagă materialitatea lumii, nu. Încearcă să o înțeleagă într-o altă manieră și să-i dea un sens
just pentru, mă rog, pentru registrul lor existențial. Acest lucru a făcut și Sfântul Ioan Botezătorul. Este cel care și-a asumat curajul mărturisirii în acel timp și nu a fost deloc facil și nici comod. Cu acest curaj a murit fiind întemnițat, da? Pentru da, că îi se taie capul de către îi se taie capul, ostașului Irod. Da, Irod pentru e că e o întreagă poveste aici. Da, Irodiada, Salomea, da. Da, Salomea și se spune ce cadou deosebit pentru că a dansat așa de frumos. Da. Și atunci mama își optește că vreau capul. Din acest raționament, biserica pentru că Ioan i-a certat și pe Irod și pe Irodiada. Sigur, și Irodiada și ulterior practic l-a spus, veți face așa ca să puteți să vă salvați și comunitatea și pe voi înșivă. Plus că anunțau o nouă împărăție, un anumit împărăție, tip de împărăție pe care politicul de atunci nu l-a receptat, nu l-a înțeles în dimensiunea spirituală. Din acest raționament, Sfântul Ioan Botezătorul este considerat a fi primul martir creștin al bisericii noastre. Este și Sfântul Arhidiacon Ștefan, dar el este cel care până la momentul decesului a rămas în fermitatea și în convingerea mărturisirii că el este cel căruia nu sunt vrednic să închei șireturile de la încălțăminte. El este cel promis, el este Mesia, nu sunt eu. Fapt care i-a determinat pe apostoli, pe ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul să devină ucenici ai Mântuitorului Hristos după decesul, după martirul său. Se spune că cui urmați, urmează mie de fapt, celui sărac, celui bolnav, celui aflat în suferință, celui care are nevoie de îndreptare, celui care are nevoie de un cuvânt bun. Iar acest botez al pocăinței pe care îl propunea și pe care îl practica Sfântul Ioan Botezătorul era o anticipare a botezului cu foc și cu Duh Sfânt, cum se menționează în Sfânta Scriptură, care are loc în biserica noastră creștină. Da, vedeți, tot o recalibrare a naturii căzute, să spunem, a naturii deformate de un act, de un gest, de o decizie, de un act de libertate. Da. E o poveste extrem de interesantă și de impact. Elena, acum avem și latul acesta chefului, modul în care petrecem la sărbători. Cred că sunt aproape 3 milioane de români care poartă numele de Ioan. Doar la noi, pentru că Ioan, John, Ioanis e multe derivate. Reprezentat și în alte culturi. Sigur, onomastice, ca să folosesc un termen așa adiacent. Începe fervoarea cumpărăturilor, iarăși petrecem de Sfântul Ioan pentru că e sărbătoare mare. De ce exagerăm de multe ori? Pentru că ne-a povestit mai devreme Ioan modul în care a trebuit de fapt să celebrăm sau să prăznuim această zi sfântă. Să fie una în cumpătare, în luarea minte, măsură. În comuniune, în măsura, în apropierea față de ceilalți? Măsura este elementul de bază, doar că există o hibă în natura umană. Înțelegem ce vrem să înțelegem. Da. Și folosim numai ce ne place să folosim din ceea ce știm. Da. Mai pe ce ne convine. Ne scuzăm că nu putem să facem ceva pentru că avem o justificare. Pretexte, scuze, justificări, cât se poate de mult. Mai există și ideea în care am tras tare ca să mă bucur, ca să... Da? Adică există cumva un dezechilibru pe sistem de recompensă în care să zicem că muncesc foarte mult și mă sacrific foarte mult ca ulterior să recuperez. N-are rost să spun că nu este nici eficientă, nici... Sigur că da. Adică este clar că este un dezechilibru care nu duce nicăieri bun, inclusiv petrecerea și bucuria și petrecerea, mai toate trebuie să fie făcute cu măsură, cu pătat. Și nu doar din prisma credinței și a creștinismului, deși asta promovează și asta ne învață, ci și din perspectiva funcționării umane, biologic, psihologic, emoțional, în toate trebuie să avem cumpătare, să avem echilibru, așa este normal să fim, pentru că
nimic care este în exces nu duce la nimic bun. Sigur, iar oscilațiile nu ajută niciodată. Da, fluctuațiile și sigur că da. Mai mult decât atât, cred că suntem prizonieri unui model cultural, unui model comercial, unui model social. Dacă nu petrecem acum, dacă nu încindem grătarele și nu desfacem sticlele de vin, nu le mai desfacem tot anul. Și mâine e o zi și peste trei zile e o altă zi și poate să fie și un weekend, poți să găsești cu prietenii până la urmă un motiv să ciocnești un pahar și să stai la discuții, să stai în relaxare, apropo, în cumpătare, spunea mai devreme Ioan. Cu siguranță își găsesc pretexte oricând. Da. Nu e niciun dubiu în privința asta. Ideea este că acum cumva justifică o exagerare. Da. Ceea ce nu este în regulă. Ceea ce este în regulă, pentru că, de fapt, cred că ne intră în comportament, dacă stau să mă gândesc. Există... Și cred că și copiem, într-o anumită măsură, tipare comportamentale. Da, pentru că există transmis de generații comportamentul ăsta. Mă abțin și după aia exagerez. Exagerez, da. Ca și cum doar atunci am voie, ca și cu postul. Țin post și după aceea ajung la urgență. Da, iarăși nu e ok, pentru că postul are altă semnificație. Exact, să te îmbunătățească, să te echilibreze, să ți duci voința. Produce o detoxifiere psihoemoțională, corporală. Și corporală, da. Adică toate lucrurile astea nu sunt văzute așa cum ar trebui să fie văzute și nu sunt integrate cum ar trebui ca o modalitate de a obține echilibru și armonie, ci sunt văzute ca o constrângere urmată de un exces. Hai, ne facem de cap. Nu ne facem de cap. Ne facem de cap, da. Este interesantă expresia asta, ne face de cap. Până la urmă, poate să fie, să faci de cap, să fie bine, adică în sensul pozitiv, frumos. Sigur. Adică să-ți faci de cap în sensul în care să te dezvolți, să te construiești. Din păcate, mulți oameni înțeleg partea asta de dezvoltare ca pe o altă constrângere. E adevărat. Și da, înțeleg da, echilibru da, și armonia ca pe o altă dogmă și o altă constrângere directivă. De regulă, societatea ne impune niște reguli pe care noi trebuie să respectăm, pentru că altfel n-am putea conviețui, n-am putea să ne bucurăm, de fapt, de binefacerile societății și binefacerile aproape lui nostru. Și atunci trebuie să ținem și seama de aceste lucruri, nu-l deranjă pe celălalt, nu, dacă stau la bun, nu dau muzica la maxim ca să scandalizez toate apartamentele din apropierea mea, sau nu stau în fața blocului să încing grătarele, să afum toate, e și aici o bună măsură. Tocmai despre asta este vorba, despre o regulă de bun simț, care, completată cu o anumită preocupare și față de ce simte celălalt, adică un grad de empatie până da, la sigur. Urmă. Empatie, de implicare, de deschidere, de de încredere. De încredere, da. De încredere și reflexie. Și o anume doză de relaxare în relațiile cu ceilalți. Da, sigur că pentru da. Că este important să vedem partea de libertate pe care o cere toată lumea, să nu mai vedem în opoziție cu legea, cu doctrinele și așa mai departe, ci să o vedem ca o eliberare prin armonizarea noastră și echilibrarea noastră. Sigur că da. Foarte bine punctat, pentru că sunt mai multe etape pe care trebuie să trecem, ține de fapt de voința noastră și sigur. De adaptare, că sigur. Ne contaminăm rapid cu ceea ce nu e bine și este facil pentru noi și este foarte complicat să lași deoparte aceste deprinderi, ca să le spunem așa generic, și să lucrezi bine, apropo de duhovnicie. Nu se crede că creștinismul cenzurează aceste întâlniri, aceste prietenii, doar recomandă o măsură, o cumpătare, o cumpătare care este sănătoasă, pentru că prea mulți aburi de alcool nu fac bine nimănui. Însuși Mântuitorul participă la nuntă în Cana Galilei, da? Și transformă apa în vin, că nu mai ajungea vinul, da? Și acolo e simbolistica întrunirii la masă, siguranța, să spunem, celebrării, vin, cu siguranță, marcării mâncat, momentului. Da? S-au bucurat, s-au veselit. Și cu vinul, una să beau un pahar sau două și alta să beau 3 litri. Da? Doar că spugă se permite. Apropo de bună vestire cu cei 40 de pahare. Sunt tipi care cum sunt 40 de pahare. E o concurență de a bea 40 de pahare. 40 de pahare înseamnă, de fapt, coma alcoolică indusă. Adică nu, exagerată. Poți să și sfârșești în felul ăsta.
Că e o doză enormă de vin acolo. Măsura, da? Măsura, cumpătarea. De asta Sfântul Ioan Botezătorul este un exemplu de cumpătare, de măsură. Creștinismul propune acest tipar al măsurii. Acum, cum spunea și doamna Elena, depinde de fiecare dintre noi. Mai avem 4 minute și aș vrea în 2 minute fiecare să spuneți ce ar trebui să reținem de la aceste sărbători, cum ar trebui să fim și, de fapt, rezerva aceasta energetică și emoțională pe care ne acordă sărbătorile și seria care se încheie cu cele două sărbători de Bobotează astăzi și mâine Sfântul Ioan, să ne ducă să ne susțină, de fapt, emoțional și sufletesc, sufletește până la următoarele sărbători, să spunem la învierea Domnului, la Paște, după post. Da. Să luăm pe rând. Diana, ce ar trebui să facem, cum ar trebui să fim? În primul rând ar trebui să fim sinceri. Da. Cu noi înșine și cu ceilalți. Și ceea ce reușim să facem sau să dobândim în aceste zile, ceea ce avem în minte și în suflet să aplicăm, să încercăm să păstrăm cât mai mult timp. Dacă avem nevoie de repere, e bine să ne facem repere. Dacă mergem după busuioc, să păstrăm busuiocul acela. Aghiazma, la fel, să o păstrăm și să le folosim în momente critice sau în momente în care ne aducem aminte că am uitat să păstrăm această sinceritate cu noi. Ioan. Da, Bobotează și sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, cred că ne reamintesc faptul că noi oamenii suntem foarte importanți, ca și ființe, ca și entități. Nouă ni se adresează Dumnezeu, ni se adresează din iubire și pentru edificarea noastră în iubire. Ne probează faptul că trebuie să respectăm natura în care trăim prin păstrarea acestor valori ale ecologice. Apele astăzi se sfințesc în perspectiva purificării, în perspectiva fertilității pământului și în perspectiva însănătoșirii noastre și cred că trebuie să reflectăm cu mai multă atenție la acest lucru, că suntem oameni, trăim într-o comunitate și relaționăm unii cu ceilalți. Sigur că da. Și măsura relațiilor, evitarea abuzului, fie de mâncare, fie de alcool, este benefic pentru fiecare dintre noi. Și oarecum demonstrează valoarea noastră umană și cumpătarea și voința, educarea voinței. Sigur. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezent și am discutat foarte interesant aici despre semnificația celor două sărbători. Am vrut să fie, de fapt, altceva decât am putea vorbi sau putea audia pe un teolog care are o emisiune, spune, religioasă, adică în perspectiva socială, să vedem lucrurile și modul în care noi, cei din afara, spunem, ierarhiei bisericești, ar trebui, de fapt, să fim atașați valorilor, să contribuim prin comuniune la ceea ce înseamnă lucrarea binelui și la viața relaxată și comună și creștină, de ce nu? Și pentru că a existat această simbolistică an de an și cu toții prăznim, am vrut să avem o discuție extinsă pe care o să o privească mai mulți telespectatori. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc încă o dată un an deosebit și să aveți ceea ce vă doriți, în primul rând sănătate, apropo că ne urăm cu toții sănătate, să împlinească proiectele pe care vi le-a spus așa cum vi le-a spus și cum le-ați dorit. Și să reveniți la Ritual TV. Oare de câte ori se pleacă. Cu mare drag. Și la mulți ani nu am pentru mine încă o dată. Vă mulțumesc și răspund cu același gând. Mulțumesc frumos. Doamnelor, domnilor, ia sfârșit aici emisiunea de astăzi, Radiografia Zilei. Am încercat să discutăm cu invitații mei despre semnificații, despre tradiții, despre simbolistică, despre modul în care noi celebrăm aceste zile, le prăznuim, ne regăsim, pentru că, iată, avem pe cineva din familie sau noi purtăm prenumele Sfântului Ioan Botezătorul și, într-o formă sau alta, ziua pentru noi are o semnificație aparte. La fel se întâmplă și cu botezul Domnului Bobotează, de fapt, cu celebra sărbătoare și, evident, importanta semnificația ei. Să aveți și dumneavoastră, pentru cei care, de fapt, poartă numele Ioan, o zi deosebită, la mulți ani tuturor și tuturor celor care au prenume derivate, doamne, domnișoare și domni, la mulți ani tuturor din partea mea și a colegilor de la Ritual TV și, evident, a invitaților mei, petrecere frumoasă și un an deosebit, cu multă sănătate și să se împlinească toate proiectele dumneavoastră așa cum v-ați dorit. La mulți ani!